Salutare, sunt Căzun Dervan și azi vorbim cu unul dintre super clienții noștri Gomag, Laurențiu Miron, care este CEO la pentruanimale.ro, care este lider de piață în zona de pet shop. Laurențiu, mulțumesc, spune câteva cuvinte despre tine, despre business-ul pentru animale. Salut, sunt Laurențiu Miron, cu Cosmin sunt CEO la pentruanimale.ro. Am venit în business-ul acesta din 2011, magazinul nostru a fost înființat acum 13 ani, iar în 2011 am intrat și eu în business alături de partenera mea de business, Ana Maria Morar, care a înființat business-ul. De ce ai intrat în business? De ce pentru animale.ro și nu într-un alt business de tehnologie, cum e moda sau era moda în zona respectivă? Cred că business-urile de consum sunt cumva viitorul și că piața nu era acoperită cu siguranță la momentul acela, iar în momentul ăsta este foarte, foarte mică și foarte puțin acoperită. Potențialul este unul foarte mare și ăsta a fost cumva motivul principal pentru care am luat decizia să mă mut și să trec în antreprenoriat. Era momentul că deja oricum se apropia și vârsta la care cu siguranță nu mai puteam să fac pasul. Nu regret niciun moment că am făcut lucrul ăsta, pentru că în momentul în care am venit în 2011 în business, aveam 20 de comenzi pe zi, eram într-o cameră de 20 de metri pătrați, în momentul ăsta discutăm de un business de 1.700.000 pe lună, discutăm de un business pe 450 de metri pătrați de depozit, cu 30 de angajați, cu două magazine fizice deschise și cu o evoluție foarte bună. Dar, Laurențiu, noi colaborăm cu pe platformă din 2015. Ce a determinat schimbarea în 2015 de la vechea platformă la noua platformă și ce impact a avut schimbarea de atunci până acum, aproape de 2018? Cosmin, tu știi de la prima întâlnire cum a fost și care este viziunea mea despre business în general. Odată, platforma pe care eram înainte era o platformă limitată în care programatorii pe care aveam erau greu de măsurat în interiorul companiei, niciodată nu știam cât durează o dezvoltare, ce se întâmplă. De fiecare dată aveam discuții, stăm mult pe Facebook, stăm prea puțin pe job. Mi se pare mult mai simplu în momentul în care te duci către o companie specializată, externalizezi. A fost primul motiv. Al doilea motiv este acela că sunt fan automatizări. Știi că la noi totul funcționează pe bază de programare, comenzile intră automat în sistem, se verifică stocurile, legătura cu ERP-ul, legătura cu marketplace-ul, toate lucrurile astea nu pot să conducă decât la o creștere accelerată a business-ului, care sunt convins că nu putea să fie dacă nu făceam pasul să ne mutăm către voi. Am avut mare noroc că v-am cunoscut, trebuie să recunosc, a fost lozul câștigător al anului 2015, chiar dacă la momentul ăla a fost un moment dificil cu mutarea de pe o platformă pe alta, cu foarte multă muncă, cu stat nopți și de o parte și de alta ca să punem lucrurile la punct, dar rezultatele se văd astăzi. Deci rezultatele se văd astăzi când totul funcționează, când toate lucrurile merg pe flux, când ai un call center specializat în spate care poate imediat să-i răspundă la nevoia clientului, când putem să-i afișăm clientului ceea ce ne dorim, când ne este ușor să facem acțiuni de marketing și asta putem să o facem numai pentru că avem această platformă. Altfel, cu siguranță nu puteam să mergem în direcția asta. Vreau să spune la audiența noastră ce înseamnă un business in e-commerce dincolo de platforma de e-commerce. Că logistică, personal, call center... Păi tu știi discuțiile noastre de la început. E-commerce are două componente. E și commerce. Adică nu poți să ai e-commerce dacă nu ai cele două componente în cadrul companiei. Odată, zona de e am externalizat-o către voi, adică tot ce înseamnă zona de platformă, marketing, cum comunicăm către clienții noștri, newslettere, absolut tot. Din punct de vedere al structurii companiei, întotdeauna trebuie să ai un om care să aibă grijă de comercial, în care să ai legătură cu furnizorii, un om pe care să aibă legătură cu afișarea produselor pe site, ce produse listezi, în cât timp poți să le aduci în depozit. Depozitul, care pentru toată lumea din punct de vedere logistic înseamnă o mare problemă în ziua de azi, deci orice s-ar întâmpla să manageriești depozitul este complicat. Stocurile, numai așa, ca idee, în momentul de față, stocurile noastre din depozit variază între 200.000 de euro și 300.000 de euro, adică și asta în perioada de Black Friday, când lucrurile cresc
invariabil, un depozit de 450 de metri pătrați cu oameni, un om pe call center care să fie în permanent conectat cu clienții, oameni de backup pentru call center, care sunt în momentul de față noi folosim și pe zona de retail, oameni specializați, esențial dacă vrei să ai un business specializat, dacă vrei să ai un business generalist, deja noi nu mergem în direcția asta pentru că noi credem cu tărie în businessurile specializate și credem că direcția asta este omul care vine într-un business, care vine să cumpere într-un magazin specializat. Vine pentru că știe că acolo întâlnește un om care să-i spună ce are nevoie, când are nevoie. Văd din discuție că oarecum indirect totul se învârte în jurul clientului. Cât de important e să fii pro-client sau pro-vânzare, pro-produs? Păi nu există pro-vânzare. Pro-vânzare nu poate să existe dacă nu e clientul. Deci e simplu. Orice s-a dezvoltat și în zona de ERP, și în zona de platformă cu voi de e-commerce, nu s-a dezvoltat decât în jurul nevoii clientului. Clientul este cel mai important și în businessul nostru clientul este esențial pentru că la noi recurența este baza. Un om care vine și se simte bine în magazin, se simte bine în momentul în care discută cu operatorul de la call center, în momentul în care îi se livrează, în momentul în care îi se împachetează din depozit, va reveni. Dacă nu revine, există o problemă. Noi trebuie să fim tot timpul apropiați de clienți. De asta toate integrările pe care le-am făcut cu toate celelalte platforme și call center-ul și absolut tot nu a fost făcut decât în jurul nevoii clientului. Cred că este esențial să ai în cadrul companiei un om care să vadă care sunt nevoile clientului și pe baza nevoilor clientului să începi să-ți construiești și business-ul și business plan-ul, pentru că dacă n-ai un business plan și nu știi unde vrei să ajungi, cu siguranță este că atunci când mergi cu o mașină noaptea fără să ai aprins luminile, adică direcția asta este. Da? Și clientul este baza. E cât de important este să scalezi infrastructura informatică odată cu creșterea business. Spuneai că înainte aveați 20 de comenzi pe zi, un birou mic cu marfă și erați câțiva oameni. Acum aveți 100 și ceva de comenzi, 200 de comenzi pe zi? Da, da. 30 de oameni, 450 de metri, adică și din experiența noastră împreună, ne-a scalat și produsul, platforma, pe măsură, pe sur ce a crescut business-ul. Este... De ce spun asta? Sunt foarte mulți antreprenori care le crește business-ul și aleg să investească doar în creștere în oameni și în marketing. Păi nu funcționează. Nu funcționează cu siguranță. Cât timp nu-ți crești toate structurile în așa fel încât să poți să crești și numărul de livrări către clienți, nu o să reușești. Un exemplu simplu. Acum câțiva ani, în depozit lucrau 2 oameni. În momentul de față lucrează 10. Deci este foarte simplu. Acești 10 oameni, de fapt, în depozit, oamenii din depozit au crescut mai repede decât a crescut business-ul, pentru că deja activitățile din depozit sunt diferite. Ai recepții, trebuie să umpli rafturile, trebuie ca produsul să se afle rat și așa mai departe. Legat de infrastructură, investițiile nu sunt mici. Fiecare om din depozit are un scanner, îi monitorizăm activitatea, vedem ce se întâmplă, cât de mult muncește el într-o zi. Orice comandă care intră în sistem, în secunda 2 ajunge în scannerul pickerului. El trebuie să știe exact ce are de făcut în momentul în care clientul face comandă. Dacă produsul nu se află în stoc și este în stocul furnizorului, sistemul trimite automat comanda la furnizori. Deci toate lucrurile astea pot să optimizezi foarte mult business-ul cu automatizările și cred că asta aș recomanda tuturor antreprenorilor. Ok, faci o investiție, vii, ai cumpărat un sistem, dai mulți bani pe o platformă, pe orice, dar banii aia la un moment dat se vor întoarce. Pentru că așa, dacă nu aș fi și n-am fi dezvoltat împreună toate automatizările și toate lucrurile astea, cu siguranță numărul de oameni, probabil că ar fi fost nevoie de 100 de oameni ca să pot să fac livrările astea și să pot să scot marfa din depozit pentru toate aceste comenzi. Așa, poate ți se par mult 30 de oameni, dar la volumul de marfă și la tonele de marfă pe care le scoatem din depozit și la numărul de colete care se fac zilnic, nu sunt mulți oameni. Luni, de exemplu, am avut 400 de comenzi. 400 de comenzi să le scoți din depozit? Crede-mă, deci este... E complicat, nu este foarte simplu. Și a trebuit să scoatem 400 de comenzi. Seara ne-am confruntat cu o situație, a venit camionul de la curier și nu a încăput toată marfa în mașină. Ce facem? Doi dintre șoferi au încărcat marfa și au plecat cu coletele la depozitul curierului, că
Omul nu ne mai lua marfa. La client trebuia să fie a doua zi. Clientul nu știe că tu ai probleme, el știe că își dorește produsul și obiectivul nostru ăsta e să ajungă produsul a doua zi. Da, să sunt la 20 de comenzi pe zi la 400. Acolo am avut și noi un ajutor. Bun, Lorențiu, discuțiile... Nu puteam, dacă nu făceam împreună toate lucrurile pe care le-am făcut în spate, cu siguranță cele 400 nu erau atinse. Nu aveam cum să le atingem. La un moment dat lucrurile se blocau. Am înțeles. Deci de la 20 la 400 de comenzi pe zi cu guma. Să pierd titlul. Discuțiile noastre de ultime zile când ați venit la sediul la noi au început să meargă spre direcția migrării spre noua platformă GOMAG. Ce v-ar determina să faceți treaba asta? Păi, așa cum am început discuțiile inițial, cred că... Încrederea. Mergem, da, odată este vorba de experiența pe care deja am avut-o cu voi, este una care vine cu un punct în plus în a lua decizia. Al doilea motiv este că pe noua platformă putem să beneficiem de o grămadă de tool-uri care ne vor ajuta să creștem accelerat. Știi că noi discutam. Noi ne propunem 50% în fiecare an. 50% nu este ușor. Adică dacă acum am făcut 400, 50% înseamnă că la anul vrem 600. Da? Nu vreau să îmi cresc structura și să-mi aduc în birou să am 10 oameni care să genereze celelalte 200. Prefer să am o platformă care să mă ajute și să-mi fie ușor, să folosesc toate modulele din platformă și să pot să cresc accelerat în continuare. Ăsta este unul din motive. Ce am văzut până acum arată foarte bine. Aștept să facem migrarea și să vedem ce se întâmplă după. Dar sunt convins din experiența pe care am avut-o cu voi că nu poate să fie ceva rău. Adică, doar că vom avea și momente de alea în care... O să ne mai enervăm, mai punem mâna pe telefon, mai ne sunăm pe la 5 dimineața că a căzut nu știu ce modul, că așa. Dar partea bună este că totuși nu țin minte să fie existat un moment în care să sun și lucrurile să nu se fi rezolvat. Iar timpul vostru de reacție a fost unul foarte bun întotdeauna și asta am apreciat, chiar am apreciat foarte mult și a fost unul din criteriile pentru care am mers mai departe. Pentru că am avut discuții cu multe companii și tu știi lucrul ăsta, dar... Întotdeauna ne-am confruntat cu povestea asta. Dom'le, stai un pic că la noi durează să facem un lucru 3 luni de zile. Vrei să-ți schimbăm sau să-ți implementăm modulul ăla. Dar de ce-ți trebuie? Știi, lucrurile astea, de ce-ți trebuie? Cum îți trebuie? Partea bună în platforma asta este că deja, din ce am văzut până acum, am găsit cam tot ce-mi trebuie. Și cumva, hai, e vorba aia. Ești la un click distanță să-l ai. Adică nu e foarte complicat. Lorențiu, ce sfaturi, recomandări dai tu tinerilor antreprenori care vor să intre în zona de e-commerce? Cei care sunt la început sau vor să înceapă? Primul sfat pe care îl dau este să nu creadă ce am crezut eu prima dată când m-am apucat de e-commerce. Da? Eu m-am crezut prima dată, îmi iau un laptop, mă pun la masă și toate lucrurile merg de la sine. Adică este atât de simplu încât lucrurile nu este un business simplu, nu este niciun business greu, depinde foarte mult care este direcția în care mergi. Tu știi că eu am spus întotdeauna, platformele open source, eu nu le recomand, pentru că veți găsi 10 programatori, fiecare dintre ei crede că știe foarte bine ce face și cred că dacă te duci către o platformă custom, în care oamenii aia care sunt acolo îți oferă suportul din spate și ai tot ce poți să visezi, ca să faci e-commerce și să-i oferi clientului o experiență plăcută într-o platformă, n-are sens să stai să te chinui, să umbli peste tot. Ții minte că la un moment dat discutam de fosta platformă pe care am avut-o înainte să venim la voi. Și nu o să uit niciodată când am cumpărat modulele pentru platformă și am găsit un integrator al celor module în Canada. Oamenii erau pe o oră diferită de ora României. Și ne-am pomenit în ață că nu, magazinul nu mai funcționa, nu mai puteai să pui în coș, deci nu mai se întâmpla nimic. Și am încercat să luăm legătura cu ei, dar ei dormeau, că nu era ora la care să-i trezim, nu răspundea nimeni, nu știam ce să facem, pentru că ne-a stat 6 ore cu site-ul, fără nicio comandă și cu clienți nervoși care își doreau să cumpere de la noi și au zis, bă băieți, eu nu mai pot să aștept, mă, că dacă voi nu sunteți în stare să aveți grijă de magazinul vostru, mare de exact. Este ca atunci când vrei să ai când ai un magazin fizic, da? Zici că îl deschizi, ai clienții la ușă și tu ajungi ca vânzător și zici: "Ha, mi-am uitat cheile acasă și nu sunt din Baia Mare, trebuie să iau avionul să mă la București să iau cheile." Deci este exact același lucru, da? Și clienții stau acolo. Nu o să te aștepte nimeni în fața magazinului pentru că vis-a-vis mai este un magazin. Exact așa funcționează. Da. Lorențiu, mulțumesc. Sper să fie ok pentru toată lumea și sfaturile și experiența ta.
și să vadă că lucrurile se întâmplă dacă ești acolo, dacă te implici, dacă știi unde vrei să ajungi și înveți ceea ce trebuie să faci. Cu siguranță. Nu ai cum să ratezi. Adică nu merge doar dintr-un laptop pe o masă, pe birou, pe plajă, nu. E nevoie de ceva mai mult. Și nu uitați, planul este foarte important. Trebuie să știi unde vrei să ajungi. Dacă nu ți-o stabilești obiectivul și pașii cum atingi acel obiectiv, nu ai nicio șansă. Bineînțeles că în pașii aia, cu siguranță ai nevoie la un moment dat să existe și această parte care se numește platformă. Adică nu ai cum să mergi mai departe dacă nu există această parte. Super, cum. Mulțumesc!